Singura șansă ca România să scape de pesta porcină africană este oprirea completă a creșterii porcului pe teritoriul țării și reluarea ei de la zero, este de părere medicul veterinar Adrian Balaban. Într-un dialog cu realizatorul Ovidiu Ghinea în cadrul emisiunii Agricultura la Raport, acesta a precizat că țara noastră se află într-o situație foarte gravă din cauza acestei boli, însă autoritățile se tem să ia măsurile necesare pentru combaterea ei. Toate recomandările venite de la comisie și care sunt de bun simț au trecut așa, pe lângă, ca vântul, au trecut pe lângă urechile celor care ar fi fost îndreptățiți să le aplice și de fiecare dată frica a fost electoratul. Doamne, nu putem să le spunem oamenilor că nu mai pot crește porcii așa cum îi creșteau până acum. De fapt, s-au temut foarte tare de acea limitare a numărului de animale pe care ar trebui să fie crescute într-o exploatație neprofesională. Ori, din punctul meu de vedere, că într-o exploatație neprofesională să crește un porc sau să cresc 100 de porci sau 100 de mii de porci contează atât de puțin, având în vedere că dacă ai un porc pozitiv la pesta porcină africană, se aplică fix aceleași măsuri ca la 100 de mii de porci. Deci, nu are importanță, că important este să se stabilească o structură a fermelor din România, să se respecte și să controleze. Dar lucrul acesta nu se face. Nu se face pentru că nu se vrea, nu se face pentru că nu se înțelege. Pentru că cei care ar trebui să se ocupe de așa ceva nu înțeleg absolut deloc fenomenul. Ei sunt în... Nu toți. Sunt anumite persoane, anumiți medici și în ANSVSA și în DSV-uri care vin din teren, vin din practic, oamenii înțeleg fenomenul. Dar marea majoritate stau acolo legați de scaunelele alea ale lor și își închipuie că sunt buricul pământului, îți vorbesc numai în dodi și numai în legi și nu cunosc fenomenul de la bază. Ar trebui să coboare, o secundă, ar trebui să coboare, să meargă în grajd, acolo unde putea rahat, să meargă acolo, să vadă, să vorbească cu țăranul. Băi, țăranul, înțeleg, nu poți să nu poți să adopți, dar ce ai putea tu să faci? Să facem cu toții ceva, adică cu biciu nu avem ce să facem. Iar în secolul 21 sau în mileniu 3, când suntem noi acum, să credem noi că ne întoarcem cu 500 de ani în urmă, să facem ca nemții, să-i educăm, nu mai există. Oamenii în ziua de astăzi au nevoie de bani. Ar trebui să le dea bani la oameni să-și facă ferme, să-și învețe, să-i educe cum să crească animale. Soluții există, dar parcă sunt complet blocați. Complet blocați. Deci părerea mea este că de 4 ani de zile, oamenii ăștia care ar fi trebuit să găsească măsuri s-au blocat.